Comisia Electorală Centrală a anunțat că alegerile locale vor avea loc pe 5 noiembrie. Știți cine va învinge în alegeri? Marina Tauber este sigură că partidul Șor, sau ceea ce a mai rămas din fostul partid Șor. Marina zice că va învinge în toate, atenție, în toate primăriile din țară. Noi vom câștiga toate primăriile și toate raioanele din țară. Șeful ei, Ilan Șor, merge și mai departe. El zice că blocul Șor, a cărui apariție a anunțat-o de curând, în toate alegerile care vor urma de acum încolo, și cele locale, și cele prezidențiale, și cele parlamentare. Victorie totală, proclamă Ilan. Блока заключается в двух вещах. Первое. Победе тотальной на местных выборах, президентских выборах и парламентских выборах Республики Молдова. Înțelegem că toate acestea nu sunt decât o bravadă și niște vorbe aruncate în vânt. Mai știm însă că pe lângă vorbe în vânt, Ilan Șor mai aruncă și mulți bani pentru cumpăratul primarilor și consilierilor. Dragi autorități, se spune că în clipele acestea fierbinți de vară, al de Ilan Șor cumpără primari și consilieri cu hapca. Voi știți de lucrul acesta? Și dacă știți, întreprindeți ceva? Filat i-a scris o scrisoare președintei Maia Sandu. Vă adresez această scrisoare deschisă pentru a semnala o catastrofă, zice fostul pușcăriaș și continuă. Este vorba despre criza demografică cu care ne confruntăm, de exodul populației. Filat își face griji de criza demografică, de exodul populației. Cam târziu, Filat, ai întârziat cu fix 13 ani. Trebuia să oprești criza demografică și exodul populației atunci când erai prim-ministru. Numai că atunci tu aveai alte preocupări. Atunci tu erai ocupat să ceri bani de la Șor ca să-ți cumperi chiloți. Eu am 15 ani de la Sehab Zonii, pentru că am intrat în toată. Da, băi, tu e trusă dojă să le cupiți. Că gămărea ta de scamele, club, trusilea. Ce mai face fostul socialist Vasea Bolea după ce a fost cumpărat de Ilan Șor? Cumpără și el socialiști și chiar se laudă cu asta. În imagine îl vedeți cu două dintre proaspetele cumpărături. Președintele raionului Călăraș, Ștefan Bolea, și primărița comunei Buda, Tatiana Timofti. Și după cum vedeți, toți trei zâmbesc, deci sunt mulțumiți și cumpărătorul și cumpărații.